inconștiență la volan. De asta a dat dovadă un bărbat de 79 de ani din municipiul Suceava. Acesta a ajuns cu mașina în șanț la Milișăuți după ce s-a angajat într-o depășire periculoasă chiar pe linie continuă în curbă. În imaginile surprinse de un amator participant la trafic, se vede cum bătrânul a vrut să depășească un tir și a intrat pe contrasens, trecând de marcajul longitudinal continuu, numai că din față venea un alt tir. Pentru a evita un impact, șoferul a tras de volan și a ajuns pe sensul său de mers, chiar în fața tirului pe care a vrut să-l depășească, iar mașina sa a plonjat în șanț. Conducătorul auto imprudent a avut noroc și mașina nu i-a fost lovită de niciunul din cei doi mastodonți. El nu a fost rănit și a ieșit singur din mașină. Martorii spun că bărbatul era supărat că și a avariat autoturismul. Cei doi șoferi de tir au rămas însă siderați. Ei oprind vehiculele după ce autoturismul a ajuns în șanț. Polițiștii au urmărit și ei filmulețul, l-au identificat pe bătrân și l-au lăsat fără permis de conducere pentru 60 de zile. De asemenea, șoferului i s-au aplicat patru sancțiuni contravenționale în valoare de 1160 de lei.